Ai văzut golul lui Moruțan de ieri? Așa ceva rar, rar ți-e da să vezi în viață un asemenea gol. Da. Acolo râu, ramu, prieteni toți cu Galatasaray și o să revedem cum s-a marcat acel gol. În minutul, atenție, 90 plus 11, deși a dat 8 minute de prelungiri. Dar uitați-vă pe cel care îi dă pasa lui Moruțan. Două faulturi comite în aceeași fază, nu se dă nimic. Ce s-a întâmplat acolo, Radu? A clipit arbitru, cred că aici, nu? Dar din ce vedem noi, eu nu m-am uitat exact peste fișă, cred că e Diagne. Da, 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 el e, da, el e. Senegalezul, care a intrat pe final și la Marseille. Mm-hmm. Eu cred că el a fost de ăsta vidanjor. E de genul ăsta care te ajută să te muți, să muți mobila, să, sau cum se spune în Franța, este ăla care evacuează o discotecă în caz de incendiu. Deci cred că asta era în civilie, acest Diagne, un senegalez. Deci acțiunea arată că în Turcia se joacă fotbalul din era lui Mitică. Da. Deci ăsta este campionatul românesc în anii 90, când echipele care trebuiau să câștige, câștigau. Ce faulturi aici, nu se dă nimic. Normal, trebuia să bată Galata. Și atât a stat și cronometrul ăla, atâta s-a prelungit. Uitați-vă că acolo scrie plus 8, că atâția s-au dat minute de prelungire și minutul e 101, deși 102 deja. Galata Sara era în 10 oameni, să știi. Era în 10, da. Aia l-a ratat, era un penalti, cică. Și, nu știu dacă nu cumva așa acolo, dar asta a fost totuși cu mult înaintea începerii timpului suplimentar. Deci e clar că arbitrii n-aveau de ce să prelungească până mâine. Că de fapt, 11 minute, atenție, dacă nu se marca, se mai juca. Păi asta am vrut să te întreb, cât crezi? Se juca așa acum, nu dacă nu se dă teamă? Cred că se juca așa acum, cred că vreau să bată recordul ăla de la Wimbledon, al lui Isner cu Mahut. Da, da, da. I-au jucat 3 zile, să nu știu cât a durat meciul. Așa era și aici. Mergeau acasă și se întorceau a doua zi. Dacă... Bineînțeles, să mă mai lăsați pe mine cu marile echipe. Marele antrenor, Fatih Terim. Ce antrenor, bă, că el câștigă un meci într-o săptămână. Durează o săptămână meciul. Păi așa sigur că bați, mă. Bineînțeles. Da. Și golurile deci astea sunt campionatele. Nu, dar asta așa, apropo, ca să un pic așa să, da, de la distanță, să înclăn doi și familiei Lucescu, special lui bătrân. Ăsta e campionatul unde avea el rezultate.